Bună ziua, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amprente. Eu sunt Irina Spilcă, gazda dumneavoastră, iar astăzi invitata mea este actrița Ștefana Badiu și cofundatoarea școlii de teatru, de actorie, de fapt, Dream and Act. Bună ziua, Ștefana, și bine ai venit în studioul Vocea Armatei. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit. Dincolo de faptul că, până la urmă, fiecare jucăm un rol în viața noastră și în viața celorlalți, Există visul de a fi actor și de a face din această meserie un, să spunem așa, ceva care să-ți aducă beneficii nu numai materiale, ci și sufletești. Tu ai rezonat cu ideea asta și, cu toate că n-ai făcut asta de la început, până la urmă ai făcut tot ce se putea ca să-ți atingi scopul. Vreau să-mi povestești despre cum a fost parcursul tău și cum ai ajuns să faci asta. O e o poveste lungă, o să încerc să fiu cât de scurtă pot. Nu, 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 chiar te rugăm da? să nu oxar detaliile, da. Bun. De mică mi-a plăcut actoria. Aveam în școala generală o profesoră de română care organiza tot felul de cercuri literare despre anumiți poeți, scriitori și de multe ori participam învățând diferite poezii, făcând diferite eseuri și uh, chiar și scene de, de, de teatru. Uh, asta fiind până în 14 ani, ca să spun. Uh, imediat după ce am terminat școala generală, am dat la un liceu economic. M-a îndrumat, m-a zis, du-te domne, să faci un liceu economic, pentru că nu știm, dacă, da, nu știm dacă mai avem bani să te ținem în facultate. Dacă ai un liceu economic, ai o pata la, la mână, că ești contabil, uh, statistician și uh, măcar ai o pâine asigurată. Eu aș fi vrut să dau la licee mai de un renume, gen Sava, Neculce, Lazar, dar am zis, da, domne, e un plus ca să am o meserie în mână la finalul unui liceu. M-am lăsat influențată de mama și am zis, da, ok. Am terminat liceul de liceu economic și a urmat automat o facultate economică. Și eu, într-adevăr, mai cochetam așa cu actoria, Însă am fost, așa cumva, descurajată în ideea asta. Părinții mi-au zis, tot așa, în principiu, mama, că mai bine să fim pragmatici, să ne ducem pe o direcție economică. În perioada aia era în vogă dreptul și ASU. Parcă îmi și amintesc Da, să știu. Da, 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 da. În uh, 98, cred că a fost cam așa. Da, 98. Și. Um, am ales normal, fiind de, făcând liceu economic, am ales până la urmă facultate economică. Am uh, mai cochetat un pic, adică în ideea că m-am interesat despre ce se dă la o facultate de actorie, ce se cere. Nu aveam pile, relații, unchi, mătuși <laughs> și așa mai departe în domeniu. Nu aveam nicio rudă, niciun prieten în domeniu ca să uh, știu cu ce să mănâncă, doar că aveam Dorința asta de a face actorie, mă prosteam prin casă, îmi puneam cu un turban, de stav, mă mai jucam de -a sclava Izaura. Taia că mi eu, când eram mică, îmi recitea poezii, îmi citea tot felul de povești și se tăvălea pe acolo pe jos. Ca... ca un părinte exemplar ce era. Da, exact, dar cu foarte mult entuziasm și cu pasiune și înflăcărare, și pe mine mă fascina. Și uh, rămățesem un pic agățată de treaba asta de a spune poezii care să te emoționeze. Aveam poezia mea preferată, El Zorab, cu, uh, nu știu dacă o știi, cu Calu care s-a omorât sigur. în final și așa mai coșbuc. departe. <laughs> da, Coșbuc. Uh, învățasem și Luceafăru pe din afară, deși nu am... Nu erai din filmul ăla. Cumva? Da, da, deși nu am uh, avut ce să fac neapărat cu Lucea, că nu l-am... Uh, N-am făcut niciun spectacol cu el, doar mai a așa vecinii și rudele care veneau pe la noi, că domne ce știu eu, 98 de strofe de Luceafăru. Deci cu memoria stăteam bine încă de mică. Am renunțat cumva așa la gândul ăsta cu actoria, fiind descurajată și fiind destul de mică, să spun așa, ca să fiu eu foarte convinsă că e ceea ce îmi doresc și ceea ce mă poate împlini la momentul respectiv. Și am mers în direcția asta economică. După ce am terminat facultatea economică, bine, între timp, pentru că ai mei nu aveau posibilități, eu m-am angajat mai întâi ca secretară la o firmă unde n-am stat prea mult deoarece patronul mi-a zis că nu sunt o secretară complexă și nu ofer anumite servicii care se cer. Orice ar fi însemnat asta. Da, mă rog, nu intrăm în detalii. După care am mers la o firmă de securitate, am lucrat, uh, ca agent de pază, mă rog, era mai recepționeră uh, în cadrul acelei companii, firme. E o firmă foarte cunoscută de securitate, nu știu dacă pot să spun, N am voie, nu nu, nu? nu, nu, Ok, atunci ne oprim aici. Uh, în orice caz, am stat acolo pe perioada facultății ca să pot să-mi permit să am niște bani de buzunar și să nu le cer părinților. După care ne-am dat demisia, a trecut sără trei ani de când eram în acel job și terminam, terminasem facultatea, luasem licența și am zis că, păi, sunt licențiată, economistă, nu pot să mai fiu agent de pază cu diplomă de economistă. Normal, că de-aia muncisei. Da. Mi-am dat demisia, dar a fost o perioadă destul de dificilă pentru că se cerea foarte multă experiență în domeniul respectiv și mi-a fost destul de greu să-mi găsesc un job imediat după ce am terminat cu firma de securitate Să știi că toți cred că am trecut prin asta Din păcate nu știu de ce trebuie să mergem pe ideea Trebuie să ai experiență și când ai experiență Pe la 40 da. de ani ți se spune ești prea bătrân exact. Mai la noi cred că se întâmplă lucrurile astea Pentru că n-ar trebui să se întâmple Nu ar trebui să existe, să, există, să existe Eu știu, disocieri între oameni Așa că da, e păcat da, eu am considerat că aveam o facultate, o diplomă în mână și că ar fi trebuit să mă angajeze firmele, dar nu era așa de simplu, că toată lumea cerea experiență, eu nu aveam experiență în partea asta economică, eu fusesem recepționeră și foarte multe din ceea ce presupune contabilitatea și ce terminasem eu de fapt nu era un expertizat mea, ca să zic așa. Până la urmă, am găsit uh, un loc de muncă undeva, uh, tot ca secretară, dar aveam promisiunea că o să devin uh, contabilă, economistă. Și aici erai complexă? Uh, da, <laughs> <laughs> nu eram complexă, eram, uh, erau altfel de oameni care nu aveau nevoie de alte servicii, care nu erau în job description, ca să zic așa. <laughs> dar n-am stat foarte mult aici pentru că s-a evit ocazia să lucrez ca administrator de rețele și baze de date în... De ce trebuie să intervin la chestia asta? Pentru că mie mi se pare fabulos cum un om poate fi atât de multifuncțional și atât de elaborat Deci, până la urmă, Ștefana Badiu era complexă în felul ei, așa cum știa ea Da Eu pe... Lângă facultate, am mai urmat câteva cursuri de informatică de-a lungul timpului. Mama lucra în centru de pregătire în informatică și am avut ocazia, deoarece era angajată, să am acces la anumite cursuri gratuit. Da? Și atunci am profitat de chestia asta și am făcut și administrare de rețele, administrare de baze de date Visual, Basic, Visual, Fox Visual, C tot felul tot de felul. Corel Draw, uh, foarte multe din foarte multe domenii în ceea ce privește IT-ul. Și aveam așa un CV video, o pagină numai cu în cursuri, plin de cursuri. Și uh, dar nu te puneau să arăți și practică, știi lucrurile alea, adică ajungea doar faptul că aveai cursurile respective, că știu că multe firme chiar cer așa ceva. Stai să vezi cum a fost faza. Uh, nu m-au pus practic la început. Nu fac Dar chimic. după aia în timp? Da, după aia a fost uh, dificil oricum să rezist în jobul respectiv pentru că noi nu aveam calculator acasă, nu aveam posibilități. Deși aveam uh, cursurile astea făcute, evident că știm foarte bine că una e teorie, alta e practica. Categoric. Și uh, deși mama lucrea în centru de pregătire în informatică, nu aveam un calculator și eu ca să exersez acasă. Erau mai mult teoretice informațiile pe care le dețineam, ca să zic așa iar practic bate teoria uh, ideea e că s-a întâmplat ca cineva să sune la centrul de pregătire în informatică, o directoare și să ceară pe cineva doxă în informatică și m-am zis, păi fata mea e doxă în informatică s-a gândit mama și le-a trimis CV-ul meu și așa m-am trezit că m-am dus la această firmă, nu dau nume. Și ei m-au prezentat acolo, văzând CV-ul meu plin de cursuri de informatică, m-au prezentat pe acolo ca fiind doctor în informatică. Eu, având 22 de ani, adică eram. Doamne, ferește. Eu mă uitam, zic, stânga-dreapta, mă întorceam, zic, bă, despre cine vorbesc, despre mine vorbesc, că m-au prezentat prin toate clădirile ale, ale lor. Uh, și toată lumea se ridica în picioare de parcă venise cineva, vreo o somitate, în delegație. Și eu eram un pic mă festecis încă. Nu, știam că nu sunt chiar doctor, adică eram departe de a fi, de fapt. Aveam corect, aveam niște cursuri și le-am spus, eu fiind sinceră din fire, doar uh, să știți că eu am cursurile astea, dar ele sunt pur teoretice. Eu nu am practică, nu am experiență în domeniu, eu acum sunt secretară și directorul de acolo mi-a zis, păi, și ce vrei să rămâi secretar de toată viața ta? Sau vrei să te auto foarte bun până la urmă. Da, și cumva mi-a dat așa, la, mi-a ridicat-o la fileu și eu zis, bineînțeles că vreau să mă autodepășesc și... Uh, oricum, dânsul nu știa foarte multe în domeniul așa și că n-a avut unde să mă testeze și la ce să mă testeze Persoana care era atunci pe poziția aceea trebuia să plece în Germania Își luase vreo trei luni de concediu fără plată și rămâneau fără administrator de rețele și erau un pic disperați, și m mă ugea pe mine, fără să-mi dea niciun test de verificare, pur și simplu pe baza CV-ului. Și așa m-am trezit eu că sunt administrator de rețele și bază de date și fac tot felul de lucruri în domeniul tehnic. Evident că am renunțat la jobul de secretară și am acceptat postul acesta. Am stat aici vreo șapte luni. Uh, timp în care am învățat destul de multe lucruri și mi-am dovedit mie că pot, dar am realizat că nu este chiar uh, jobul potrivit uh, personalității mele. Că asta presupunea foarte mult uh, lucru cu uh, calculatorul, cu citit, cu investigat, cu erori, cu așa mai departe, cum este. Ceva IT. static mai mult. Ceva static și prea puțină interacțiune unul la unul cu oamenii. Și uh, mi s-a părut că nu, nu mi se potrivește și la un... după șapte luni am început să-mi caut în altă parte și mi-am găsit la o altă firmă, tot de IT, Asta, de fapt, asta nu era de IT, doar jobul era de IT. Mi-am găsit la o firmă de IT Pur, 100%, cel mai pur IT, însă nu era jobul 100% de IT. Implica și comunicare, implica și relaționare cu clienții, cu partenerii, creat parteneriate și așa mai departe. Era altceva puțin. Da, era, era bine că aveam informații și uh, un background tehnic, pentru că oamenii cu care interacționam de cele mai multe ori erau. Um, ori uh, arhitecți software, ori uh, programatori, deci era în domeniul ăsta de software și atunci ei uh, pentru ei era important să nu simtă că vorbesc cu o persoană necunoscătoare și care e doar o secretară, ci cineva care poate mai mult să vorbească despre partea asta tehnică. Și atunci vorbeam același limbaj cu ei și a fost, uh, a fost bine o perioadă, dar am plecat la o altă firmă, oricum, asta era multinațională, deja intrasem în domeniul ăsta al multinaționalelor și când intri pe un anumit făgaș e destul de greu să o mai cotești, să intri și să faci altceva. Deci am lucrat în trei firme de IT, trei companii mari multinaționale, nu le dau nume că am înțeles că nu, nu se poate. Nu, nu avem voie. Da, dar în orice caz firme de top, companii de top multinaționale foarte cunoscute. Și uh, la un moment dat, ca să ajung la partea ce ne interesează pe noi, în 2009 am avut un accident la schi. Eram în uh, vacanță după ce se terminase cu revelionul uh, și am plecat la cota 2000 în Sinaia. Și nu mai schiasem niciodată, mi-am luat un instructor de schi, prima zi a fost cât de cât ok, am învățat să fac și eu plugul și a doua zi deja credeam că sunt schioare. <laughs> Și m-am gândit să... Mă rog, m-am gândit. Eram, pe atunci eram și măritată, eram și cu fratele meu în vacanță și cu fostul soț și ei m-au încurajat că sigur pot să schiez, nu e mare brânză. Ce mare lucru! Trebuie doar să vreau și o să reușesc. În fine, și am zis, bine mă, hai să încercăm. Faza e că n-a fost chiar atât de simplu cum am crezut, neștiind de cât plugul să fac până la urmă am căzut, că nu am înțeles că erau cu Cristian, eu încă nici acum nu știu să schiez, că de atunci a fost a fost și că speriat. M-am speriat, da, m-am speriat. M -am, am avut mandat de berbelea, cu am avut o ruptură de ligamente, destul de, menis, de urât. Da, destul de urât. Eu n-am știut la momentul respectiv, am crezut că e, nu știu, o lovitură, o întorsă, ceva, într-adevăr, mi s-a umplat foarte tare am ajuns, s-a stricat vacanța, noi abia venisem în vacanță, deci s-a dus mai <laughs> bine vacanță, a trebuit să ne întoarcem la București și să merg la spital, să-mi fac o radiografie și mi-au spus că e o întorsă gravă, posibil o ruptură de ligamente și așa mai departe. În orice caz, destul de urâtă. Ei, și atunci am avut cumva o perioadă în care am stat la pat vreo 3 săptămâni cu piciorul de sus până jos, tot în gips, piciorul drept, și am avut timp pentru mine, ca să zic, ca să, pentru sufletul meu. Adică nimic nu e întâmplător în viață. Poți, eu sunt destul de optimistă de felul meu și când mi se întâmplă un lucru rău, mă gândesc de fiecare dată ce, e pot de, de el. Da, ce pot să iau bun din acel lucru. Chiar aș vrea să te întreb după părerea ta, bineînțeles, cât la sută este destin, cât la sută este liberul arbitru, cât la sută este alegere rațională. No, asta e greu de spus, să dai seama, dar sunt, eu cred că e o combinație până la urmă. E ca și când cineva îți dă uh, niște cărți uh, proaste să joci, dar ține de tine dacă știi cum să le joci bine. Sau? Foarte interesant. Da, adică e o combinație. Nu știu cât la sută, că nu m-am gândit fix la cât la sută, dar în, în orice zis. caz e o combinație. Este și vorba de ce ți se întâmplă, dar și de... Mai mult de cum reacționezi tu la ceea ce se întâmplă și ce poți să-ți iei, că depinde foarte mult de noi. Până la urmă, ce starea de fericire și de mulțumire? Că poți să fii, din punctul altora de vedere, foarte fericit, dar tu să te simți nefericit într-o anumită situație și invers. Adică, atitudinea îi face mai mult decât uh, situația reală, concretă, în care te găsești. Pentru că și, uite, și eu la job uh, avem un job stabil. Uh, un salariu bun într-o multinațională, un bărbat bun, un soț exemplar și toată lumea mă invidia cumva. Dar eu eram nefericită și uh, nu mi se potrivea. Nu mi dar se potrivea. realizai de ce erai nefericită? Păi inițial nu am realizat. Că de fapt Asta spun că am ajuns? am ajuns la momentul în care am început să îmi pun întrebări de ce sunt nefericită. Pentru că am avut această perioadă de trei săptămâni în care am stat în pat efectiv și n-am ieșit din casă cu piciorul în gips și... Uh, am stat și m-am gândit Păi, eu sunt nefericită Oricum nu sunt nefericită că mi-am rupt piciorul ah, Și asta Evident. era încă o chestie în plus La nefericirea mea Dar uh, am citit undeva Acum nu știu cât e de adevărat Dar eu tind să cred că este Atunci când te lovești la picior Înseamnă că nu ești pe drumul potrivit Foarte te interesant N-am știut asta În viață, da, da, da Sunt tot felul de corelații fizice Emoționale, fizico-emoționale și când te doare, nu știu, capul, ficatul, depinde de organul care te doare, înseamnă e o anumită semnificație. Da, e, la mine în cazul ăsta era vorba că nu sunt pe drumul potrivit eu am crezut în treaba asta și, într-adevăr, am stat și am analizat păi, de ce mi s-a întâmplat mie toate, mi s-au întâmplat toate lucrurile astea, de ce mi-am avut accidentul ăsta urât, ce, ce, trebuie să schimb la mine, undeva greșesc, așa am considerat eu și așa mi-am explicat, așa mi-am tradus eu întâmplările pe, prin care am trecut. Și am... Uh, Hotărât să fac așa o introspecție în sufletul meu să văd păi, ce îmi doresc eu cu adevărat de la viață. Că am mers așa pe un drum în funcție de cum s-a animerit, cum a dus viața, destinul, am luat ce mi s-a oferit cumva. Și nu am uh, influențat eu foarte mult, ca să zic, uh, traseul prin o voință proprie, ci mai mult influențată de mediu, de familie, de prieteni și de conjunctura creată. Și atunci am zis, uh, păi mie îmi place cu adevărat ceea ce fac, uh, pot să-mi folosesc într-adevăr potențialul pe care eu simt că l-am într-o proporție cât mai mare în acest domeniu în care lucrez, uh, îmi place uh, de căznicia mea, îmi place cu adevărat tot viața mea, tu în viață tot... la da, exact. Și pe personal și profesional. La noi, la femei, totul e legat cu totul. Adică... Adevărul că da, noi nu prea disociem da. lucrurile în general, le cam luăm la pachet, la mol inclusiv. Da, exact. Și uh, le era așa, un fel de și da, acolo-s de fericită și acolo-s de fericită și le influențează unele pe celelalte. Și atunci am decis să, să și divorțez de soțul meu pentru că nu ne mai potriveam, nu mai eram pe aceeași lungime de undă și uh, simțeam că mă în relația asta doar să o fac să funcționeze. Și am decis și să mă apuc de actorie. Mi-am dat seama că de mică îmi doream treaba asta, dar eu undeva ascunsesem dorința asta. O, o pusesem așa într-un colț al sufletului și se puse și praf pe ea. Ca și cum nu ai fi putut vreodată să o realizezi. Da, exact, exact. A fost o, o chestie de neîncredere sau pur și simplu... Și de neîncredere, ai da. Ai uitat de visul ăla. Și de neîncredere, cu timpul am și uitat de, de acest vis. La început a fost de neîncredere, și, după aia, luându-mă cu viața de zi cu zi, cu treburile de zi cu zi, am uitat de focul meu interior. Deși de multe ori îmi aminteam, în diferite situații din viață, când mergeam la job și mi se întâmpla eu știu ceva, o chestie pe drum ciudată parcă și atrag tot felul de întâmplări <laughs> și ciudate, povesteam cu atâta patos, cu atâta înflăcărare, cu entuziasm ce mi s-a întâmplat, că toată lumea râdea în hohote și toată lumea zicea, păi să te faci actriță. Și cumva mi-am mintea treaba asta de fiecare dată de visul meu când mai povesteam cât o năzbâtie pe care am făcut-o în viața mea reală. Și... Până la urmă am zis, păi, e cam târziu, aveam deja 29 de ani și ceva, la momentul la care am realizat treaba asta, că zace acolo un vis uh, prăfuit și nerealizat și care plânge după un pic de atenție. Și am hotărât atunci să încerc măcar să văd ce pot să fac în direcția asta. Evident că aveam uh, ezitări, aveam dubii că... Nu știam sigur dacă într-adevăr sunt bună, dacă sunt făcută pentru domeniul ăsta, dacă nu-i prea târziu, nu aveam nici măsurile ideale, mm -hmm. nu sunt pe genul 90-60-90. Uh, și am zis, uh, ok, dar merită încercat. Mai bine mai târziu decât niciodată. Eu mai am în față, să zicem, poate 50 de ani de trăit, poate 1, 2, 3, 5, nu știm cât avem, da? știm data nașterii, dar data morții Categor. nu știm. Uh, dar cât o să mai fie de trei din viața mea, vreau să fie semnificativ trăită, adică să fie să trăiesc wow, conștient. Da, și să-mi placă. Și să fie alegerile mele proprii și să fiu încântată de ceea ce fac, nu să fac așa în virtutea inerției. Eu cred că o să mai trăiesc mulți ani de acum, adică eu sunt optimist. La 80 de ani, am, mă gândeam, am 30 de ani, până la 80 de ani mai sunt vreo 50. Păi ce am de gând să trăiesc 50 de ani multinaționale? Nu. <laughs> că nu, nu mă încânta ideea. N-am nimic cu multinaționale. Să nu se înțeleagă greșit fiecare. Dar este... e fiecare cu destinul lui și până la urmă exact. cred că ai așa o atracție către ceva ce este al tău cumva. Da. Eu pur și simplu nu mai mă regăseam în acel mediu, nu mai aveam, nu ca fi avut vreodată, dar nu aveam libertatea necesară să mă desfășor. Simțeam așa că sunt îmbrăcată cu o cămașă cu 4-5 numere mai strâmtă și mă chinui să respir. Foarte <laughs> In, interesant. Da, în acea cămașă și am zis, uh, ok, hai să încercăm. Și m-am apucat, m-am interesat ce anume uh, e nevoie ca să intri la facultatea de actorie. Adică nici nu am luat cu un curs să văd, să fac un curs. Ai intrat stade. direct în problemă. Direct în facultate m-am Mă rog, am fost la niște uh, lecții așa pregătitoare cu mai mulți, care, lecții care se făceau la un ATC ca să-mi facă câte o idee despre ce ar trebui să includă repertoriu. Și m-am apucat să învăț poezii, să citesc, că până îți găsești repertoriu durează. Trebuie să cauți ceva care ți se potrivește și să citești destul de mult până când filtrezi acele lucruri care într-adevăr sunt importante pentru sufletul tău, pentru ce ai trăit, de pildă, ca să poți să transmiți mai departe. E bine să fi trecut prin anumite experiențe. Ca actor. Un actor din punctul tău de vedere trebuie să poată juca orice sau are o nișă pe care este foarte bun și celelalte unde nu este atât de potrivit. Eu am mai avut discuții de genul ăsta cu apropiați de ei mei. Nu cred că trebuie să joace orice un actor. Cred că un actor poate fi bun chiar dacă joacă un anumit tip de personaj, o anumită tipologie, dar o joacă foarte bine. Nu înseamnă că este un actor mai slab decât unul care este versatil și poate să joace o plajă foarte mare de roluri. E adevărat că atunci când ești actor. Îți dorești, și îți se pare provocator, să poți juca roluri care sunt departe de tine, și roluri de compoziție, așa le spunem noi, în care uh, ai de investigat, de studiat un anumit comportament, o anumită tipologie, și da, să zicem că este mai apreciat unul care e foarte versatil. Dar uh, eu observ că sunt actori foarte, foarte buni care joacă un anumit tip. De personaj, și le iese foarte bine, și nu înseamnă că sunt mai slabi decât alții care. Care a fost mai primul tău orice. rol? Primul meu rol în facultate a fost domnișoara Cucu. Care ce făcea domnișoara Cucu? <laughs> domnișoara Cucu este unul dintre rolurile mele preferate din Steaua fără nume, de Mihail Sebastian. E o domnișoară bătrână, ca să spun așa, care a rămas într-un orășel de provincie, necăsătorită, a rămas necăsătorită și era foarte zgripțuroică, uh, genul de profesoară de aia de care ți teamă, <gântu -i> te ascunde sub bancă de teama ei. Um, nu cred că neapărat firea mea este așa, dar cred că fizicul meu impunător și vocea puternică. Te-a ajutat destul Da, de m-a ajutat foarte mult și atunci profesorii m-au direcționat către acest rol, care mi-a plăcut foarte mult. Era uh, genul care pedepsea elevele, mă rog, uh, destul de dură, dacă socotești așa, prin ochii, con, mă rog, zilor noastre. Prin, ce se întâmplă acum. Dar mi-a plăcut foarte mult. Era genul milităreas, așa. <laughs> <laughs> o profesoară militară. Ai avut un profesor cu care ai rezonat mai mult și pe care l-ai considerat tu etalon? Um, eu am avut uh, o perioadă, ca să spun așa, în care am avut uh, mai mulți profesori care s-au perindat la clasa noastră. Uh, am fost la clasa doamnei Lucii Mureșan, care între timp s-a stins din viață. N-am apucat să lucrez cu dânsa, dar știu că ea ne-a dat, ne-a direcționat tot felul de. Uh, profesori Care au fost, de la care am învățat. Nu pot zic că am unul anume care m-a uh, impresionat sau care mi-a dat un drum, o direcție. Am știut cumva să iau de la fiecare ce consideram eu că mi se potrivește și ce pot să învăț uh, să asimilez de la fiecare în parte. Când ți-ai dat seama că ești pe drumul cel bun, în sfârșit? E, e, greu de spus asta. Pot spune atâta că în anul 2 de facultate, la un moment dat, am avut așa ca o cădere, să spun. Nu mi ieșea un rol. Nu, tot mă certa profesoara că nu nu mi iese și nu mai puteam să dorm noaptea, mi se părea că n-am ce să caut în domeniul ăsta. Mă trezeam de multe ori plângând și mă tortura gândul că m-am apucat degeaba de actorie și că doar a fost în mintea mea că sunt bună și de fapt nu sunt bună. Și a fost așa ca un prag. Și cred că după ce am depășit pragul ăsta, am început așa un pic să-mi dau seama că, da, într-adevăr, sunt pe drumul uh, potrivit. Dar mai sunt momente în care nu mi ies lucrurile din prima sau din a doua și mă oftic și zic, păi, Oare fac bine ce fac, oare sunt pe drum pe putrivit, dar sunt, sunt tot felul de îndoieli. Însă nu mai sunt atât de puternice cum au fost atunci, în anul 2 de facultate, când am avut așa pragul ăsta. Și ce s-a mai întâmplat de atunci? Am terminat facultatea, am uh, luat licența. Acum uh, sunt uh, actriță cu... Actă în regulă. Da, exact. Uh, am avut o perioadă destul de confuză, ca să spun, după facultate, pentru că de multe ori eu, nu știi ce să faci după facultate, că nu vine nimeni să te angajezi și zice, ai bine, vino la mine în film, venit Martin Scorsese și mi-a dat un rol. Normal, <laughs> nu, normal. Nu e așa de simplu și a fost așa un pic de, de busolare la început. Lucram încă la uh, compania respectivă, în multinacională. Am avut noroc la început, că am avut o, o șefă care mi-a permis să merg și la facultate în timpul uh, orelor de program. Cumva le-am decalat orele de program în funcție de. E făcut era în programul. așa fel încât să le împaș pe amândouă. Da, 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 și mi-am sacrificat și concediu de odihnă. De multe ori n-am mers în concediu, um, alocând toate zilele de concediu pentru examene, pentru a fi prezentă la ore și așa mai departe. După ce am terminat facultatea, am avut o perioadă în care n-am făcut mare lucru. M-am -am apucat să fac niște cursuri de business, că mă gândeam eu să caut uh, uh, ceva. Când dă seama că având și serviciu, și jobul, și uh, să fac și actorie, nu era posibil, era greu de realizat spre imposibil și atunci m-am gândit păi, dacă aș avea propria mea afacere să o administrez când vreau eu să fac eu când am timp să lucrez la ea aș avea timp să mă ocup de actorie și să repet cu colegii pentru spectacole și așa mai departe. Și m-am apucat să fac un curs de mentorship in business să văd eu cam cu ce se mănâncă business-ul uh, și acolo am descoperit că de fapt deci ce voiam să găsesc un business uh, pe care să-l fac ca să am timp de actorie și Cumva mentorii mei de acolo, coachii, mentorii din acel uh, curs, mi-au zis, păi da, de ce nu faci direct actorie, știi? Adică să faci din actorie un business. Și mi se părește așa ciudat. Ce? Poftim? cum deci așa -tică? ai ajuns tică? tu la Dream and exact. adică visează cumva. și joacă. Da, 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 visează și acționează. Și da. acționează, da. Da, cumva așa a fost. Asta a fost primul impuls. Um, am învățat... acolo m-am apucat să fac un blog la un moment dat, aveam un blog cu legvise.ro, nu am mai scris de vreo 3-4 ani pe el, pe, blog, dar a fost o perioadă în care mi-am dezvoltat partea asta creativă în scris, am descoperit că sunt destul de creativă și în scris, nu doar așa actoricește. Uh, însă nu puteam să le împac pe amândouă momentul în care a, a apărut școala de actorie Dream and Act uh, și mi-am alocat mai mult timp în direcția asta n-am putut să mă mai ocup și de, de blogul personal Și cu ce se ocupă Dream and Act? Bun, Dream and Act are deja 5 ani jumătate de când este pe piață ca să zic așa, să mândră de ca un copil <laughs> pe, așa, care pe care îl crești puțin da. câte puțin Am pus foarte mult suflet în, în școală Uh, se ocupă cu uh, livrarea, ca să zic așa, uh, de cursuri uh, și workshop-uri, și team building uh, care să ajute oamenii să-și dezvolte partea asta creativă și să-și crească încrederea în ei înșiși și curajul de a acționa. Cam așa, în cuvinte, nu foarte multe. Cursuri de actori. adus? foarte mari, pentru că am întâlnit tot felul de oameni. Uh, unii care treceau poate prin perioade foarte grele de viață Poate le murise cineva drag Poate treceau printr-un divorț Poate pur și simplu aveau o perioadă deprimantă Pentru că oricum în uh, ziua de azi uh, Depresia este cam boala secolului Și sunt uh, oameni care uh, vin Nu toți, nu pot să zic că toți Și care încearcă să găsească acolo o oază de uh, liniște, de bucurie să găsească niște prieteni, să poată să socializeze, să-și creeze o gașcă cu care să poată să iasă în oraș. Deci, mai mult decât să învețe niște noțiuni despre actorie, e vorba despre umanitate și despre a ne conecta unii la alții, de a ne ajuta unii pe alții atât cât putem cu resursele pe care le avem. Și asta e o satisfacție foarte mare să vezi că oamenii rămân foarte buni prieteni chiar și după ani de zile care, sau cu oameni care s-au cunoscut la noi la cursuri. Și și-au depășit foarte multe bariere uh, mentale, emoționale prin aceste cursuri. Adică, noi facem tot felul de joculețe și exerciții, inclusiv spectacole la final de curs, uh, care îi ajută pe oameni să se cunoască mai bine, în primul rând, și să își dea seama unde mai au de lucru cu ei înșiși, să-și îmbunătățească partea asta de spontaneitate, de libertate până la urmă, că de multe ori nu ne dăm voie să fim liberi, suntem destul de constrânși la joburile pe care le avem, să ne purtăm un anumit fel, să nu spunem nu știu ce lucruri pe care le gândim, păreri pe care le avem. Și asta ne cam scade încrederea în noi în momentul în care nu poți să-ți exprimi o părere direct și personal că zici, Paul, Pă, păi dacă îmi scade salariul, dacă mă dă afară, dacă mă ia la ochi și după aia <laughs> de la joale când mă prinde șeful sau tot felul de lucruri pe care noi le avem în minte, în momentul în care avem ceva în cap, dar nu spunem o părere, o anumită opinie. Ți s-a întâmplat să vină cineva foarte, foarte măcinat de ceva ce i s-a întâmplat, și acolo să aibă o răbovinire și să cumva traseul lui să ajungă să fie cel bun până la urmă, adică să se elibereze de toate frustrările acelea, datorită cursului pe care l-a făcut? Da, se întâmplă destul de des treaba asta, să vină oameni care au anumite probleme emoționale și chiar de sănătate. Cum am zis că de multe ori problemele fizice de sănătate sunt destul de legate de problemele emoționale. Și atunci, în momentul în care îți eliberezi o problemă emoțională pe care o ai și poți să o exprimi în primul rând, că și chestia asta de a ține captiv în tine o anumită informație sau o anumită emoție, furie, supărare, ne Dându-o afară, ne eliberându-o, se somatizează undeva la nivel fizic și atunci te afectează și pe plan al sănătății. Da? Și de multe ori s-a întâmplat ca oamenii să aibă o sănătate mai bună, să-și deblocheze anumite, eu știu, lucruri, emoții, pe care după aia le-au conștientizat că. Nu, 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 le, făcea bine, nu le făceau bine acele emoții ținându-le ca, captive. Și și-au reglat poate probleme de sănătate, și-au reglat unii relația cu iubitul, iubita, soția, figa, erau divorțați și nu-și mai vorbiseră cu copii și s-au întors după trei ani de zile la uh, copii, la foști iubiți, la așa, sau unii s-au combinat la mine la cursuri, au făcut... Uh, Câți profesori sunteți? Păi suntem, noi suntem trei asociate, mai Irina Beșcucă și Modelina Berdilă, care sunt asociatele mele cu care mă înțeleg foarte bine de ani de zile, ceea ce este mare lucru de acum 5 ani jumate. Mulți ne-au zis, păi voi sunteți trei fete, nici nu vă cunoașteți, o să, curând o să dați ortu -popii, că nu rezistați voi în formula asta de trei fete prea mult timp. Da, uite că am, am, am rezistat Și sperăm să îmbătrânim împreună uh, Și pe lângă Deja noi. este așa o promisiune <laughs> Da, eu țin foarte mult la ele Și ele țin foarte mult la mine Suntem ca niște surori, aș putea spune Și ne completăm foarte bine una pe cealaltă Și lucrăm foarte, foarte bine împreună Chiar dacă mai avem Că nu pot zic că ne înțelegem tot timpul bine Chiar dacă mai avem anumite momente De contradicție de Nu suntem uh, tot timpul de acord Da? Crezi că în interacțiunea asta cu asociatele tale, de exemplu, te-au ajutat foarte mult cursurile de dezvoltare personală pe care le-ai făcut ca da, să clar. știi cum să jonglezi cu relațiile? Clar, absolut, da, 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 da. Pentru că înveți în cursurile astea, inclusiv la actorie. După, eu după ce am făcut facultatea de actorie, am realizat atât de multe lucruri despre mine și mi-a crescut atât de mult încrederea în mine, încât am zis, păi, chestia asta trebuie dată mai departe și altor oameni. Trebuie ținută doar pentru actori. Ok, ca să fii actor, e mai mult decât să ai încredere în tine și să fii dezvolt. E vorba de muncă, de talent, de ore alocate și efort mult mai mare decât ce facem noi într-un curs de actorie. Dar lucrurile pe care le facem noi la un curs de actorie țin mai mult de dezvoltare personală. Adică, sigur, astea m-au ajutat și pe mine, în afară de asta mai făcut și altele. Și am învățat acolo că de multe ori e bine să te pui în papucii celuilalt, să vezi și alte perspective, că poate noi nu avem cum să le știm pe toate și să fim în toate autocunoscători. Și atunci mai schimb paradigma cumva, schimb papucii cu celălalt și îți dai seama, păi uite, prin ochelarii acelei persoane se văd astfel lucrurile și de asta ajungem la anumite conflicte. Ce soi de cursuri aveți acum? Avem cursuri de actorie pentru începători și cursuri de actorie pentru avansați. Uh, pregătim un curs de actorie și pentru antreprenori, special pentru antreprenori, că noi fiind antreprenoare ne-am dat seama cât de mult ne-a ajutat în uh, direcția asta, actoria și ca antreprenor. Uh, vrem să facem un special pentru adolescenți, curs pentru adolescenți și facem timp building-uri mai nou de vreo 2 ani, așa, ca să zic, uh, facem destul de multe timp building-uri cu companii, cu firme. Ce se întâmplă acolo, într-un team building, de exemplu? Pentru că eu știu puțin așa, mi-a dat din casă Ștefana, dar așa, da așa. cât de cât să-și facă o idee și cei care nu știu despre ce este vorba. Într-un team building, facem în funcție de ce vrea compania respectivă, echipa care ne solicită, facem exerciții și joculețe personalizate pe obiectivele respective echipe. Și acestea sunt tot felul de joculețe atât de actorie, de improvizație, cât și unele în colaborare cu partenerii noștri. Avem niște parteneri care au uh, niște escape room-uri. Nu știu dacă pot să-i dau numele, așa nu. că mă abțin. Uh, și împreună cu partenerii noștri livrăm și o combinație de actorie cu um, să zicem, uh, mister uh, de dezlegare unei crime, uh, spioni, spionaj, o acțiune de spionaj și așa mai departe. E o combinație foarte reușită, chiar de n am avut un team building, uh, de care sunt foarte încântată cum a ieșit, în care am avut uh, niște roluri, uh, am fost deghizați, așa, noi ăștia care am lucrat la proiect, în alte personaje de decât și de suntem, și am trebuie să, liv, a trebuit să livrăm tot felul de indicii de a descoperi uh, ceilalți uh, participanții uh, la team building să descopere o anumită crimă și să le pună cap la cap indiciile pe care noi le-am livrat într-o formă sau alta. Nu vreau Uite, să intru uh, foarte mult în detalii ca să nu dau din casă. Apropo de ce discutăm acum. Așa. Uh, noi, fiind totuși un trus de presă al armatei, aș vrea să te întreb <laughs> cum te-ai gândit tu să faci, eu știu, un team building pentru, să spunem, oamenii dintr-o unitate militară. Ce te-ai gândit tu să faci ca să-i aduci așa pe toți la unison? Un Acum, e o întrebare la care trebuie să mă gândesc mai mult, nu pot să dau așa un răspuns imediat, dar sunt tot felul de joculețe și exerciții care presupun conex un, unora la ceilalți și uh, să se descopere în alte situații și contexte decât sunt ei obișnuiți să o facă. Și, pentru că un om este destul de complex, are multe fațete, dar de multe ori nu reușim să le descoperim pe toate în cadrul unui job. Și atunci, scoțându-l din acel mediu și punându-l în alte contexte și conjuncturi poți să descoperi și lucruri de care nu era nici el conștient, poate. Dar e posibil, de exemplu, în urma unei, unei uh -huh. asemenea team building, doi oameni, doi colegi care nu se suportă exact. în urma unui asemenea team building să se împace Absolut. și să eu știu, să-și dea seama da. că până la urmă rezonează unul da, cu da, celălalt. Da, da, da. da, am avut situații de genul ăsta în care persoane care stăteau unul lângă altul la birou și se vedeau zilnic, dar nu se înghițeau, în momentul în care au fost în acest timp building și au văzut o altă latură pe care o are fiecare, au fost impresionați, au empatizat unul cu celălalt și au fost fascinați de omul pe care l-au descoperit, nu doar un coleg care îi păi, dă niște facturi să le plătească sau, mă rog, ce făcea fiecare. Și, într-adevăr, după aia au avut o colaborare mult mai bună după ce s-au cunoscut uh, într-un mediu mai neconvențional, să spunem. Cum era Ștefana Badiu înainte să fie actriță și cum este Ștefana Badiu acum după ce a descoperit uh, foarte multe alte lucruri pe care înainte nu, nu le avea în conștiința ei? Nu există o Ștefana care era înainte și o Ștefana după. Tot timpul mă uh, schimb și tot timpul încerc pe cât posibil și zic eu că îmi și reușește de multe ori să devin o versiune mai bună a mea prin uh, a acumula tot timpul experiență și feedback luând feedback de la cei care vin la noi la cursuri și inclusiv de la colegele mele cu care interacționez și care tot timpul mi spun păi uite, cred că acolo puteai să faci lucrurile un pic mai diferit, ar fi și mai bine sau uite, mi-a plăcut treaba aia foarte mult, adică noi tot timpul ne dăm feedback una alteia și cred că asta ne-a ajutat pe noi să creștem pentru că Altfel, da, ok, cuvintele de încurajare și, pa, mă, cât de tare ești, wow, ești foarte bună, te ajută, îți crește încrederea în tine, dar ca să evoluezi ai nevoie și de feedback care poate nu e tocmai plăcut și atunci tot timpul simt că mă, mă schimb, tot timpul simt că evoluez, că înainte eram foarte haotică și dezordonată, iar acum simt datorită colegilor mele și a felului în care lucrez la cursuri că am devenit mai așezată, mai organizată. Nu sunt un exemplu de organizare, să fim <laughs> înțeleși, dar simt că sunt un pic mai atentă la cuvintele mele, nu mai vorbesc atât înainte, poate vorbeam un pic mai neînfrânat, ca să zic așa, delicat. Uh, sunt mai atentă un pic la cum îmi aleg cuvintele, sunt mai atentă la reacțiile oamenilor, la emoțiile oamenilor. Înainte, poate, îmi păsa mai mult de mine, așa, să fiu în centru atenției și să pic-mi, me, pic-mi, me, pic-mi. Me. Uh, acum sunt mult mai atentă la nevoile și la dorințele celorlalți și încerc să fiu un pic mai. Uh, mai empatică și să. pe cât sunt de deschisă și sinceră, pe atâta să reușesc, totuși, să nu mai fiu atât de dură în a da un feedback, de pildă. Um, și tot timpul mă, mă modific. Adică, hai să zicem, înainte să mă apuc de actorie, um, am avut o perioadă în care nu mai eram atât de exuberantă dacă ar fi să, să clarific treaba asta, pentru că tocmai pentru că ne fiind mediul în care pe mine să mă pun în evidență și să fac ceea ce îmi place, ceea ce simt că e vocația mea, fără să conștientizez, ajunsesem un fel de umbra mea, <gură> dar nu mai eram atât de veselă, nu mă mai machiam atât de mult, nu mai eram atât de uh, optimistă, vioaie și devenisem un pic așa mai uh, sobră, mai solemnă. Acum cumva bine lucrurile astea, sunt exuberantă, sunt optimistă, dar totuși uh, îmi pun frână uneori la anumite cuvinte care poate să rănească pe alții. Ce îți place mai mult, să joci teatru sau să joci pentru un film? Ideea e că am, am jucat mai mult teatru, și în teatru este, este mai multă emoție, să spun așa, în fața oamenilor, când te afli în fața oamenilor, și ai nevoie de mai multe resurse, mi se pare mie ca să te reinventezi de fiecare dată când joci aceeași, același spectacol, da? aceeași piesă de teatru, ai nevoie de anumite resurse pe care să le tot găsești în tine ca să poți să joci din ce în ce mai bine sau la fel de bine cu emoție pe care să o poți da mai departe. La film nu am făcut atâta film încât să zic că m-am săturat de film și este o zonă Uh, atractivă pentru mine, pe care încă o mai uh, descoper și o explorez, și mi-a plăcut foarte mult. Mm, doresc să lucrez mai mult film. Am lucrat mai mult teatru, nu înseamnă că îmi place mai mult sau mai puțin. Uh, îmi place un echilibru să fie între ele. Îmi place foarte mult teatru în continuare și fac teatru, uh, dar cred că la fel de mult uh, sunt perioade. În perioada asta să zic că mi-ar plăcea mai mult film dar mâine sunt mai mult către, teatru. Sunt oricum apropiate. O altă nișă pe care o abordează foarte mulți actori în ultima vreme este stand-up comedy. Tu te-ai gândit la asta? A, să știi că mulți oameni mi-au zis, băi, apucă -te de stand-up comedy, că ți-ar sta bine, că ești de acolo. Mai am cochetat cu ideea asta de stand-up comedy, însă... Mm... Cred că încă nu sunt 100% decisă să, să fac treaba. Asta am văzut că în ultima perioadă sunt foarte multe și femei care s-au apucat de stand-up comedy. Uh, înainte poate că eram așa mai... Uh, neînfrânată, uh, cum mai zis tu. Da, da, mai neînfrânată. Dacă mă grăbeam un pic, poate eram printre primele sau prima femeie care a făcut stand-up comedy acum câțiva ani. Acum deja este la modă ca femeile să facă stand-up comedy și o fac destul de bine din câte am urmărit eu nu e o prioritate. E ceva care e undeva așa ca un proiect care ar putea să fie. Dar se pare cumva că se blochează lucrurile în, să spunem, într-o discuție licențioasă care are loc în timpul actului de stand-up comedy, pentru că majoritatea asta abordează. Da, am tot văzut că am fost adică se de poate face stand-up comedy fără a fi licențios? Da, asta da, 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 se poate face. Eu am văzut uh, stand up -ori care fac foarte bine ceea ce fac, stand-up comedy, fără să vorbească vulgar, fără să aibă, eu știu, cuvinte triviale. Și sunt foarte... glumele sunt foarte bine alese și chiar zici, wow, uite că se poate și fără să fii să cazi în zona aia vulgară, să faci stand-up comedy și oamenii să râdă cu gura până la urechi. Am văzut cazuri. Aveți o piesă în pregătire unde am putea să vă vedem și noi? avem Noi avem acum câteva uh, grupe de cursanți uh, cu care lucrăm și o să avem în august două spectacole. Încă nu le-am fixat uh, datele, dar vă așteptăm cu mare drag. Unde? Uh, o să facem de obicei noi facem la Teatru de Artă, spectacolele. Care este locația? Eu e strada Sfântul Ștefan numărul 21. Și există, eu știu, un site sau unde se pot vedea piesele care rulează acolo sau Puteți programul în sine? Puteți urmăriți pe pagina noastră de, de Facebook, dacă pot să spun pagina. Dream and, Act? Dream and Act, exact, bon. cu end logic, da? Visează și acționează în traducere și acolo vom pune toate uh, spectacolele și cursurile de actorie. Eu un, un paralel mai lucrez și cu alți colegi la uh, niște spectacole o să avem în septembrie un spectacol la Casa de Cultura Studenților, România Dragă Elveția Mea se numește, da, de Cornel Udrea, scrisă și în regia domnului Mihai Lungeanu și ne pregătim pentru el să-l scoatem la Casa de cultură pe 9 din câte țin minte este fixat spectacolul, deci vă așteptăm pe 9 septembrie acolo. Am foarte mari emoții, un spectacol care reflectă foarte mult situația României din ziua de astăzi. Care nu este tocmai fericită, dar este. spectacolul este plin de um, accente comice, să spun așa. da, Adică este cu un ochi râzi, cu un altul plângi. Adică este cu, și cu un mesaj foarte profund, dar și râzi cu lacrimi, ca să zic la el. O ironie fină. Da, da, da. da. Te gândești exact. să mai elaborezi, eu știu, programele pe care le ai acum, în momentul de față, să mai faci și ceva mai extins? Eu îmi doresc foarte mult să... Să ajung și prin țară, de pildă, nu doar în București. Noi deocamdată am făcut în București sau unde a fost cazul cu building-urile în diferite zone de munte sau de la mare. Dar n-am făcut cursuri și workshopuri. În, în țară, de pildă. Și mi-ar plăcea foarte mult să ajung și la alte zone un, care nu sunt atât de dezvoltate cum e Bucureștiu. Și am persoane care îmi scriu pe Facebook, da, Ambreila nu veniți, da, în Galeaz nu veniți, da, la Craiova nu veniți. Și um, este să zic un vis de al meu ca să să ajung și să fac și să lucrez și cu oamenii din uh, provincie, care au mai puține evenimente față de cum e Bucureștiu bombardat de. O altă nișă cu care mm -hmm. știu că voi lucrați este aceea a copiilor cu sindrom Down. Aș vrea să te întreb cum te-a transformat pe tine lucrul acesta, așa, pe ultima 100 de metri, ca să se vadă că se poate și altfel și se poate face și ceva și pentru cei care au probleme. Da, am lucrat la un moment dat cu uh, Asociația uh, ASDB cu uh, sindromul Down în București. Uh, și a fost uh, o experiență transformatoare aș putea spune, pentru că atunci realizezi uh, cât de importantă e viața, cât de important e că suntem sănătoși, uh, cât de puțin noi pu cât de puțin uh, apreciem uh, lucrurile astea Reprezentând sănătatea și. Uh, care mi se, dragi, care mi se par normale. Care se par normale, da, și când vezi uh, ce, ce dificil este pentru unii să supraviețuiască și să evolueze, atunci realizezi că ești norocos. Ne-a plăcut uh, această colaborare. A fost. Uh, a fost dificilă, nu pot să zic, nu pot să te mint, că n-a fost uh, uh, destul de greu să lucrăm cu copiii cu sindromul Down ei sunt foarte cum să zic eu uh, au nevoie de tandrețe, sunt foarte lipicioși așa pe de altă parte um, au nevoie de partea asta de actorie pentru că îi ajută foarte mult să se dezvolte și într-adevăr funcționează foarte mult mimetic mi s-a părut că, într-adevăr, au evoluat cât am lucrat cu ei. Nu au evoluat la fel cum de repede și cu spe rezultate spectaculoase, cum au oamenii obișnuiți Oamenii care au, n au probleme de sănătate, să zicem, care sunt din punct de vedere fizic sănătoși și psihic. Și este este o o latură care necesită foarte multă răbdare și energie și uh, timp, dar într adevăr uh, chiar au nevoie acești oameni. Și sunt și ei uh, oameni uh, cu, suflet, cu, cu suflet, cu sentimente, da, cu suflet, cu sentimente și care pot evolua, care pot evolua și se pot autodepăși. Și rămâi impresionat când vezi că reușesc să facă anumite progrese. Dragii mei, aceasta a fost emisiunea Amprente de astăzi. am avut o invitată pe actrița Ștefana Badiu, care îi mulțumesc pentru că mi-a acceptat invitația. Ștefana, eu, dacă vrei să ne mai spui ceva. Și eu îți mulțumesc și în încheiere vreau să le transmit tuturor să fie mai optimiști, să nu se mai lasă doborâți de probleme, necazuri și griji și să poată să vadă în orice lucru care aparent negativ să vadă luminița de la capătul tunelului și să vadă partea pozitivă, paharul cum e, jumătatea plină a paharului. Până la urmă am avut un exemplu în tine așa că am putea să-l urmăm și noi. Eu sunt Irina Spilcă și până data viitoare vă reamintesc să vă lăsați amprenta asupra fiecarei zile din viața dumneavoastră. Numai bine!